Ce s-a întâmplat cu avionul din imagine? O întrebare care a ajuns pe masa Consiliului de Securitate al ONU, care a discutat la o întâlnire extraordinară despre prăbușirea acestui avion rus în regiunea Belgorod. Acesta este așadar avionul înainte de prăbușire. Desigur, secretarul general al ONU pentru afaceri politice a declarat că organizația nu poate să verifice acum circumstanțele accidentului aviatic, anunță Reuters. Diplomații ruși și ucraineni au avut schimburi dure, însă de replici în timpul reuniunii. Rușii au acuzat Ucraina de un atac premeditat în care Kievul și-a sacrificat proprii cetățeni pentru interesele occidentale. Dimpotrivă, reprezentanții Ucrainei au spus că Rusia nu a asigurat siguranța prizonierilor ucraineni și n-a informat Kievul despre acest transport, care iată ce a mai rămas din această aeronavă. Totodată, rușii se îndoiesc că în locul în care s-a prăbușit avionul ar fi atâția morți. Un avion militar rusesc s-a prăbușit miercuri așadar în Rusia. Moscova susține că a fost doborâtă de o rachetă trasă de ucraineni. Au murit toți cei de la bord, inclusiv 65 de prizonieri de război ucraineni transportați pentru un schimb cu rușii, iată, în condițiile în care atât a mai rămas din aeronavă, nu ne mai punem semnul de întrebare în legătură cu soarta acestora. Domnul Virgil Bălăceanu, domnul general, este acum alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Da. Dumneavoastră v-ați lămurit ce a fost acolo, că deocamdată ați văzut pe scena ONU, să spunem așa, fiecare parte a arătat-o cu degetul pe cealaltă în legătură cu soarta acestei aeronave. De război de tip clasic, cum este cel din Ucraina, are și o componentă de război informațional. Ca atare, nu ne putem permite o analiză obiectivă, pentru că sigur avem date contradictorii de la ambele părți. Pe de o parte, ultimele informații care vin dinspre serviciile secrete ucrainiene spun că la bord n-a fost decât echipajul și că sunt prea puține mărturii care să demonstreze existența unui număr mare, a 10 de cadavre, fie ele și carbonizate și dezmembrate și așa mai departe. Spun serviciile secrete că avionul Il-76 era destinat transportului de rachete, care sigur urmau să fie folosită pentru lovirea unor ținte din Ucraina. Rușii spun că era plin cu prizonieri și o asemenea acțiune înseamnă un act, nu? Ați precizat și dumneavoastră, de genocid pe care îl fac ucrainieni. Spun pe de altă parte rușii că au anunțat forțelor ucrainiene din zonă faptul că aeronava este în zonă. Nu știu dacă ei au convenit un acord din acest punct de vedere, din moment ce avionul survola o zonă în Federația Rusă. E vorba de regiunea Belgorod. Da. Greu este că nu se ajunge la fața locului, au ajuns decât rușii. Ca tare am convingerea, dincolo de abordarea subiectului, inclusiv la nivelul Consiliului de Securitate al ONU, că nu vom ști adevărul niciodată. Fiecare tabără își va susține în continuare punctul de vedere. Puncte de vedere care sunt, repet, absolut contradictorii. Unii vorbesc de prizonieri, ceilalți vorbesc de rachete. Și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru explicații, domnul general Virgil Bălăceanu, iată, în direct cu noi în legătură cu acest subiect controversat, ce s-a întâmplat cu acest avion și cu pasagerii.